care salvează practic punctul Bottrop. Curaj pentru această tânără care îi plac riscurile, văd. O văd din poziții grele, forțând execuția. Iată, aici era un atac deloc simplu. A dat în minge, n-a atacat la alibi și a asumat riscul. Sigur că putea veni și blocajul peste ea, dar a reușit să tragă balonul. Puțin intrelare perfectă. Se pregătește Motrop din 4 și scoate încurătorul. Are curaj fata asta, repet. Are și câteva titluri câștigate cu Dinamo la titlul național, atenție. La Super Junior. Dar vom intra în partea a doua acestui meci, în care greșelile vor fi altfel contabilizate, în care... Dar până acum, cel puțin, Motrop a redat un tupeu, în sensul bun al cuvântului, o îndrăzneală, aș spune eu, de a aborda acțiunile de atac foarte dificile, care nu poate să nu o scoată în evidență. Preluarea nu e perfectă, pasă pentru Roșca, care aceasta plasează pasa bine de la Capelovici, zona 4 la Motrop, din bloc în aur. Ce vă spuneam? Fata asta are sânge rece, 14 la 10 și e ajutată și de fizic, să recunoaște. Are săritură, are preluare, am văzut-o și în apărare, intervenind în multe situații.